Salut! Astăzi vom face dulceață din coji de arbuz. Aici avem cojile și ca să ne apucăm de treabă, să nu o lungim prea mult, o să încep să vă arăt cum voi proceda. Și anume, îmi iau o coajă, încep să o curăț de coaja asta verde, da? Până când îmi va rămâne așa, curat, alb. Dar mai întâi trebuie să mâncați pepenele. Dar mai întâi, Sau să-l mănânci. da. Ca să ajungi la coajă. Deci, voi proceda așa cu fiecare coajă, inclusiv aia. A. Așa. Și după ce o voi curăța de coaja verde, da? O să mă apuc să o toc mărunt, așa, în cubulețe. Și revenim. Am început să toc la ei, la coajă. Doar ce îmi zicea Eugen de pepen și eu m-am rămas cu ideea la ei. Așa. Și îi voi face cubulețe. Ia uitați. Cojile noastre devin colorate. Pentru că, bineînțeles, n-am mâncat tot de pe... sau tăiat, că n-am mâncat direct cu gura, vorba aia. Așadar, așa procedăm. Am terminat în sfârșit de tocat. A ieșit 2 kg de coajă de arbuz, de pepene, sau cum vreți voi să-i ziceți. Am aici zeama de la o lămâie. O voi pune deasupra. Am pus totul într-o oală mare ca să aibă un loc să înfiarbă. Voi pune acum și 1 kg de zahăr. Pun 1 kg pentru că nu vrem să iasă nici prea dulce, nici prea acru, nici prea... Trebuie să iasă așa, cât să poți să o mănânci. Dacă vouă vă place mai mult zahăr, mai dulce, puneți mai mult zahăr. Nouă așa ne place. Acum o vom duce pe aragaz la foc mic. O lăsăm să fiarbă. O vom încerca peste 45 de minute, o oră, să vedem dacă s-a legat siropul. Apă nu punem pentru că, după cum se știe, arbuzul lasă foarte, foarte multă apă. Așadar, la fiert cu ea. Dulceața noastră a fiert. Este încă foarte fierbinte. Nu am lăsat-o decât foarte puțin să se răcorească. O vom pune așa fierbinte la borcane, unde siropul, bineînțeles, se va întări și va deveni legat. Așa ar trebui să arate. Nu prea îmi focalizează mie asta, văd Numai că... puțin, poate focalizează. Ia. Gata, cred că. Așa. Deci, după cum se vede, s-a caramelizat, s-au fiert foarte bine Da. cojile de pepene. Acum mă voi ocupa să pun la borcane. Am pus dulceața la borcane. A ieșit decât 2 borcane. De 400 de grame, Și deci și ăla, cât da. este în cupa aceasta? Deci, din 2 kg de coji
curățate, da, și tocate, și 1 kg de zahăr. A ieșit cam, să zicem, maxim cu tot 1 kg de produs. Da. Să mai fie și aici vreo 200 de grame, Să cam zicem. așa să zicem. Și cam asta a ieșit. Da. Deci 1 kg s-a pierdut la fierbere de apă, din pepene și tot așa. Păi, tocmai de-aia n-am mai pus și apă, că dacă mai punea și apă, Fierbeai și mai mult, rămâne tot cu atât, fierbeam toată practic. ziua. Bun. Aceasta este rețeta de dulceață din coș de arbuz sau pepene roșu. Vă mulțumim pentru vizionare. La revedere!